Suntem gata? Bună dimineața, stimați jurnaliști, stimați cetățeni a Republicii Moldova. V-am invitat astăzi la acest briefing de presă pentru a atrage atenția opiniei publice asupra unui fenomen periculos, care ia amploare tot mai mare. Unele partide și deputați din Parlamentul Republicii Moldova recurg tot mai des la tehnici de manipulare și dezinformare în speranța că vor putea consolida o parte din societate împotriva unor subiecte destul de importante pentru țară, împotriva deputaților constructivi, împotriva deputaților responsabili, care depun eforturi și, de ce nu, care fac compromisuri exclusiv în interesele cetățenilor, astfel ca țara să nu cadă în prăpastia care se adâncește tot mai mult în ultima perioadă din cauza pandemiei de coronavirus. În acest context, să ne spună, îi rugăm frumos pe colegii noștri din Parlament, din alte fracțiuni parlamentare, ce alt motiv mai serios decât coronavirusul și situația dramatică în care se află țara astăzi, când zilnic mii de oameni se infectează și când zilnic zeci de oameni mor, ce alt motiv poate să consolideze, măcar pentru o perioadă scurtă de timp, clasa politică, Parlamentul, pentru ca să găsim împreună soluții? Cât de ipocrit trebuie să fii ca să te gândești în această situație destul de complicată la interesele înguste politice? Care este motivul haosului care îl provocați, stimați colegi deputați și lideri de partide politice? De ce insistați pe o agendă care promovează falsuri, care dezinformează cetățenii și care divizează societatea? Oare revenirea SIS-ului sub control parlamentar a meritat eforturile voastre și instigarea la ură? Deputații care acum sunt împotrivă cunosc foarte bine legislația Republicii Moldova, și anume că într-o țară parlamentară SIS-ul se supune legislativului și nu președintelui țării. Ori așa cum este normal, această instituție importantă a statului trebuie să fie sub control parlamentar care reprezintă voința tuturor cetățenilor Republicii Moldova și care este format din 101 deputați și nu să fie supus sub controlul unei singure persoane. Fie el sau ea, chiar și președinte, care deseori noi vedem că puterea îi face că chiar să-și piardă mințile. Această instituție a fost folosită de multe ori ca monedă de schimb, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, acum, nu de mult, atunci când acum au bătut palma pentru coaliția de guvernare. Astăzi lucrurile trebuie să fie aranjate așa cum prevede legea, așa cum prevede Constituția și forma parlamentară de guvernare. Sau dezinformările pe tema legii privind funcționarea limbilor, pentru care, la fel, eu cred că ar trebui să le fie rușine. Este o lipsă totală de responsabilitate să profiți de situația când avem o societate divizată și să minți cetățenii și să le spui că această lege este despre statutul limbii ruse. Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, modul perfid prin care aceștia au folosit inclusiv această temă pentru a trezi nemulțumirea cetățenilor și a-i scoate în stradă arată isteria și disperarea acestor politicieni. Interesele lor înguste de partid, dar și că nu sunt deloc mai buni decât cei care nu de mult îi criticau pentru dezinformare, pentru manipulare și pentru dezbinarea societății. Cetățenii trebuie să știe că proiectul de lege privind funcționarea limbilor în țara noastră, aprobat săptămâna trecută în Parlament, se referă la funcționarea și reglementarea tuturor limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Toți cetățenii trebuie să se bucure de acces egal la informație, chiar dacă vorbesc și alte limbi. Dar până ce le vom crea condiții acestor cetățeni să învețe limba de stat, considerăm că aceasta este soluția. În paralel, autoritățile trebuie să-și asume responsabilitatea să asigure studierea calitativă de către minoritățile naționale a limbii de stat
și să le creeze condiții necesare pentru ocrotirea și dezvoltarea limbilor minorităților etnice. Un alt subiect, stimați cetățeni, este stadionul Republican. Stimați colegi, ce este rău ca acest teren să aparțină statului? Subliniem că Parlamentul a votat joia trecută ca terenul să revină în proprietatea publică a statului. Și la propunerea noastră, da, într-adevăr, la propunerea deputaților din Platforma Parlamentară pentru Moldova, a fost introdus un amendament care stipulează expres că pe acest teren pot fi construite exclusiv obiective sportive și obiective culturale pentru copiii noștri, pentru părinții noștri, pentru bunei noștri, pentru cetățenii capitalei, pentru cetățenii întregii republici, întregului teritoriu a Republicii Moldova și pentru cei care ne vizitează capitala. Nu blocuri de locuit multietajate sau spații comerciale. Spuneți, rog, ce este rău în aceasta? Am menționat doar câteva subiecte despre care unii deputați și partide au dezinformat fără rușine în ultima perioadă societatea. Chipurile de dragul anticipatelor. Reiterăm din nou, noi, cei din Platforma Parlamentară pentru Moldova, suntem gata de alegeri parlamentare anticipate. Dar după cum am văzut și era și de așteptat, cei care la ultimele alegeri au obținut sub 2-3% sau cei care măcar nu au fost în stare să identifice câte o persoană ca să o înainteze pentru această funcție importantă în stat, noi astăzi vedem că ei strigă pe la meeting-uri, pe la briefing-uri, că vor alegeri anticipate. De fapt, înțelegeți și dumneavoastră și înțeleg și ei că ei nu le vor, ei blufează. Ori în cazul alegerilor anticipate și ei și dumneavoastră înțelegeți foarte bine că ei nu mai văd Parlamentul, nu mai acced în Parlament. Este adevărat, unii s-au schimbat deja retorica de duminică și până acum și deja spun că nu mai vor alegeri anticipate. Ei chiar și pe acest subiect dezinformează societatea și mint. De aceea, stimați cetățeni ai Republicii Moldova, noi vă promitem să venim cât mai des în fața dumneavoastră pentru a combate minciuna, pentru a vă informa corect și pentru a reda lucrurile așa cum ele sunt. Totodată, îi îndemn și pe acei politicieni să renunță la asemenea tehnici murdare, pentru că cetățenii nu pot fi mințiți așa de ușor. Iar dovadă este și protestul de circa 50.000 de oameni de duminica trecută, la care de fapt au participat, ați văzut cu toții, undeva 4-5.000 de cetățeni, un eșec total pentru interesele lor politice și un risc extrem de mare pentru răspândirea coronavirusului. Stimați colegi din Parlament, mă adresez încă o dată să unim eforturile, să muncim umăr la umăr pentru binele țării și pentru binele tuturor cetățenilor. Parlamentul este instituția în care trebuie să aibă loc dezbateri, dialog și compromisuri. De aceea, haideți să ne așezăm și să soluționăm problemele care sunt foarte importante și pe care le așteaptă de la noi cetățenii. Vă mulțumesc! Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Доброго дня всем гражданам Республики Молдова. Сегодня мы считаем необходимым выйти с некоторыми разъяснениями, необходимыми для понимания событий, произошедших в последнее время в парламенте Республики Молдова. Большинство людей, которые сегодня на все голоса обсуждают пакет законов, принятых парламентом на последнем заседании, их просто не читали. Они их даже в глаза не видели. К сожалению, судят они об этих законопроектах по интерпретациям своих политических кумиров, самопровозглашенных, так называемых, честных людей. А те совершенно бессовестно манипулируют их мнением. Но давайте по порядку. Первое. Переподчинение службы информации и безопасности парламенту. А как может быть иначе в парламентской стране? Может быть, коллеги расскажут, в какой европейской демократической парламентской стране спецслужбы
сконцентрированы в одних руках и подчиняются одному человеку. Вы ничего не путаете? Институт опричников при Иване Грозном – это из жизни средневековой Московии. Вы куда нас тянете, господа проевропейцы? Парламентский контроль над деятельностью спецслужб – единственная гарантия того, что они будут работать на государство, а не обслуживать частные политические интересы одного, пусть даже очень честного человека. Второе. Так называемый законопроект о статусе русского языка. Да ничего подобного. Он и называется по-другому, и суть его в совершенно другом. Он открывает возможности всем этническим группам, проживающим в Молдове, развивать, изучать свой родной язык. Русский язык при этом не получает какого-то нового привилегированного статуса. Он остается тем же, что и последние 30 лет. Третье. Телепередачи, которые должны вернуться в сетку вещания нашего с вами телевидения, российских и не только российских каналов. К примеру, чем вам не нравятся и не угодили информационные программы Южной Кореи, Сингапура, Австралии? Тут вообще непонятно, из-за чего шум. Мы придерживаемся демократических взглядов и не приемлем никакой дискриминации и уж тем более государственной цензуры, которая по закону запрещена в Республике Молдова. Мы идем навстречу пожеланиям избирателей, которые буквально на каждой встрече просят и требуют отменить запрет, неприемлемый в европейском демократическом обществе. Наши люди достаточно мудры, чтобы отличить информацию от пропаганды. Не так ли? Или вы считаете их неспособными на это простое мыслительное упражнение? Или, что более всего вероятно, вы присвоили себе право выбора информации? То есть выбор информации принадлежит так называемым хорошим людям. Четвертое. Республиканский стадион. Люди добрые, большая просьба. Читайте документ. Парламент не передал территорию стадиона кому-то, а вернул его в собственность государства. Да, наш лидер заявил, что готов превратить эту полусвалку, полуджунгли в центре столицы в гигантский семейный парк, где все будет бесплатным. И он обязательно сделает это, если ему разрешат и доверят. Но на заседании парламента, еще раз обращаю ваше внимание, было принято решение лишь о том, что республиканский стадион вновь стал публичной собственностью. Более того, из территории иностранного государства он вновь стал суверенной территорией Республики Молдова. Точка. Итак, мы имеем дело с ежедневной и методичной манипуляцией общественным мнением. А по сути, просто обманом и неумелой спекуляцией. И мы намерены столь же регулярно и методично разоблачать обман и выводить мошенников, пытающихся заработать политические дивиденды на искажении реальности и обмане граждан на чистую воду. Спасибо. A spus clar că legile care se referă la SIS, la teritoriul stadionului Republican, pe care le-ați votat pe bandă rulantă împreună cu colegii din majoritatea cu care faceți parte, sunt anticonstituționale. Cum comentați și dacă nu credeți că ați încălcat normele și regulamentul Parlamentului? Probabil dumneavoastră nu ați citit corect decizia Curții, care încă nu este definitivă și nu este o decizie care deja a fost aprobată. Dar referitor la votul pe bandă rulantă, cum spuneți dumneavoastră, noi am votat toate proiectele bune, orientate pentru dezvoltarea țării, indiferent în care parte vin, din dreapta sau din stânga. O zi frumoasă. Și referitor la stadionul Republican, aseară Igor Dodon a menționat că Ilan Șor nu va construi acolo niciun obiectiv. Deși astăzi văd că vă lăudați și spuneți, afirmați... Că acest teritoriu a fost întors statului. Și statul va decide de ce nu poate și printr-un referendum ce să facem acolo. Doar că am venit cu un amendament foarte clar pentru ce, care să fie destinația acestui teren. Încă o dată spun, nu clădiri multe etajate, nu centre comerciale, dar obiective culturale și sportive care sunt foarte necesare pentru reformă. Dar cum a ajuns Ilan Șor să se laude că va construi acolo Moldova Land? Nu este nicio decizie? Sau totuși există vreo înțelegere de care noi nu știm? Deci a făcut foarte multe obiective de așa gen,
pe teritoriul țării. Mă refer aici la Orhei Land și mă refer aici și la peste, cu suportul lui, au fost construite și multe terenuri de joacă pentru copii care sunt foarte mult așteptate și foarte bine primite în teritoriu. De asta cred că ați fost la Orhei Land și ați văzut cât de frumos, cât de curat și cât de bine. Nu știm din ce bani s-a construit. Noi v-am spus, haideți să facem o emisiune în parte. Уже были неоднократные проверки в муниципе Орхей, и одна проверка нарушений не обнаружена, в том числе и финансирование строительства архива. Это во-первых. Во-вторых, хотелось бы вас спросить, вам лично в центре столицы, что больше понравится? Огороженная территория колючей проволокой иностранного государства или парк, в котором вы сможете проводить свободу? Лично. Вы, ваши дети, ваши родители. Иван предложил и сказал, что он в состоянии со своей командой осуществить данный проект. Решение о дальнейшей судьбе этой территории принадлежит государству. И на прошлом заседании парламента именно это и произошло. Территорию вернули.